Bună! Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre motivație și despre cum reușesc eu să mă motivez atunci când sunt tristă sau când sunt descurajată, așa că urmăriți în continuare. Primul sfat ar fi acela că chiar tu trebuie să fii cea mai mare motivație a ta. Pentru că de cele mai multe ori suntem tentați să ne găsim motivația în lucruri greșite, care la un moment dat ne vor aduce și dezamăgirea. De cele mai multe ori ne luăm motivația fie din complimentele pe care le primim pentru ceva ce am făcut, fie din premiile pe care le-am câștigat la un anumit concurs, sau pur și simplu suntem motivați de anumite competiții pe care le avem. Așa că de cele mai multe ori încercăm să impresionăm fie juriul, fie profesorii, fie colegii și astfel ne simțim bucuroși când ei ne apreciază. Însă acest lucru nu este neapărat corect, așa că tot ce trebuie să faceți este să aveți voi cea mai mare încredere în voi înșivă și astfel îți vei da singur acea motivație de care chiar ai nevoie. Sfatul numărul 2 este acela că trebuie să ne amintim mereu de ce am început să facem acel lucru. Spre exemplu eu. Eu știu că îmi doream foarte mult să ajung balerină, așa că mereu dansam prin casă, îi spuneam surorii mele să mă ducă la dans pentru că eu vreau să dansez și toată ziua dansam prin casă. Iar de fiecare dată când nu mai pot și sunt la pământ, mi-aduc aminte că, măi, eu am început să fac balet pentru că asta mi-am dorit. Așa că trebuie să lupt ca să ajung acolo unde eu îmi doresc și unde consider că pot să ajung prin forțele mele pe care le am. Așa că nu trebuie niciodată să ne dăm bătuți și să ne gândim că totul va fi bine și că trebuie să muncim pentru a demonstra ceea ce putem. Bineînțeles că eșecuri vor fi în orice domeniu, cel puțin în balet este foarte ușor să dai dintr-o extremă în cealaltă. Așa că este absolut normal, dar cel mai important este să folosim aceste eșecuri tocmai pentru a progresa și pentru a urca cu o treaptă mai sus în fiecare zi. Și trebuie să ne asigurăm că aceste eșecuri sunt constructive și că învățăm din ele, așa că trebuie să facem în așa fel încât ele să ne ajute să mergem în direcția cea mai bună. Nu poți să te oprești, știi doar că vrei să mergi înainte, așa că nu ai cum să te oprești. Trebuie să lupți pentru visul tău. Și este adevărat că de multe ori suntem tentați să renunțăm la anumite lucruri pentru că este fie ori prea greu, ori este stresul care ne face să renunțăm, dar trebuie să ne ținem cu dinții de ceea ce ne dorim și astfel să realizăm că forțele cele mai puternice sunt chiar în interiorul nostru. Așa că trebuie să spargem acea oglindă și să trecem de ea și să ajungem cea mai bună variantă a noastră. Asta este cel mai important. Sfatul numărul 3 este acela că trebuie să lucrezi cu corpul tău ca și cum nu ar fi al tău. Chestia asta am învățat-o de la partenerul meu, Ștefan, care mi-a spus într-o discuție că asta este ceea ce îl ajută pe el, atât în dansul sportiv, cât și în balet. Trage de corpul lui ca și cum nu ar fi al lui și pur și simplu chestia asta te motivează și te face mai puternic, te face să tragi și mai tare de tine. Imaginează-ți că ai un prieten cu care nu te înțelegi foarte bine și te-ai enervat foarte tare. Nu-ți vine să te duci să-l strângi de gât sau să îi faci ceva rău? Ei, asta trebuie să se întâmple în balet. Tu trebuie să... sau în orice altceva. Eu vorbesc de balet pentru că eu asta fac și despre asta mi-este mult mai ușor să vorbesc. Însă, în orice faci, trebuie să tragi de corpul tău în așa fel încât să-ți imaginezi că este corpul acelui prieten care te-ai enervat și trebuie să ai chestia asta în tine și să-ți dorești să muncești. Asta este cel mai important, să-ți dorești să muncești. Sfatul numărul 4 este acela că în tot ceea ce faci, nu trebuie să spui niciodată nu pot. Pentru că atunci când ai spus nu pot, ți-ai tăiat din start tot elanul de a munci și toată gândirea psihică pozitivă pe care ai avut-o până în momentul respectiv s-a dus pe râpă. Așa că trebuie mereu să spui că poți, că tu poți să faci acel lucru. Și dacă ai trecut printr-o perioadă mai grea și ai nevoie de câteva minute să-ți revii, pur și simplu ieși afară, ia o gură de aer sau descarcă-te, oricum, dar descarcă-te. Și după revii în sală sau la ce ai de făcut și vei face totul de la început calm și asta te va ajuta să progresezi.
Pe mine, de exemplu, mă ajută foarte mult plânsul, după cum am mai spus într-un video. Eu sunt o fire foarte plângăcioasă. Plâng de supărare, de bucurie, de nervi, orice ar fi, eu mă descarc plângând. Așa că prefer să mă duc afară, să iau o gură de aer și să plâng, să mă descarc, iar apoi pot să iau totul de la capăt. Acestea au fost tipsurile după care eu mă ghidez în ceea ce fac și cumva reușesc să îmbin toate acestea cu munca. Și asta mă motivează pe mine. Bineînțeles că motivația vine din interior, așa că nu o poți băga cu forța într-un om. Eu, de exemplu, îmi doresc foarte mult să ajung undeva cu baletul și lucrez pentru asta, lucrez mult. Și un lucru care pe mine mă dezechilibrează este faptul că mă las influențată foarte ușor de atitudinea și de starea de spirit a persoanei cu care lucrez. Și, în general, la școală mi se întâmplă foarte des asta. Pentru că dacă știu că a intrat profesoara pe ușă și ea nu a avut o zi bună și este nervoasă sau supărată sau nu se simte bine, știu sigur că acea zi este compromisă pentru balet. Pentru că eu mă las foarte ușor influențată de starea ei de spirit și dacă există acea conexiune între noi care spune că da, astăzi va fi o zi bună, atunci da, va fi o zi bună. Știu că nu este chiar atât de bine și că ar trebui să nu mai iau în considerare factorii din jur care ar putea să mă influențeze negativ, însă sunt o fire foarte sensibilă, așa că mi-este foarte ușor să mă dezechilibrez cumva, însă reușesc repede să mă pun pe picioare și să fac totul așa cum ar trebui. Sper că v-a plăcut acest video și că v-a fost de folos. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, să îmi lăsați în comentarii părerile voastre și ce ați vrea să mai vedeți sau despre ce ați vrea să mai vorbim. Și nu uitați să vă abonați. V-am pupat! Pa!